Aș vrea să revenim, părinte Tofană, puțin la peisajul religios din România ultimelor 30 de ani. Anii 90 a fost un deceniu extraordinar de desecularizare a României, de efervescență religioasă, în care s-au construit foarte multe biserici, foarte multe școli, au apărut școlile confesionale. Pe urmă, anii 2000 s-au caracterizat prin dispariția satului tradițional, așa cum ne spun sociologii, în care a existat o anumită urbanizare a credinței, iar ultimul deceniu s-a caracterizat prin o nouă mișcare a societății civile și o nouă importanță acordată internetului. Cum vedeți dumneavoastră evoluția religioasă a României în ultimii 30 de ani și credeți că putem vorbi astăzi despre o secularizare a României? Mulțumesc pentru întrebare. Eu am avut o conferință și o puteți urmări pe internet cu titlul următor: Creștinismul de azi încotro. Mă refeream atunci la secularizare și vreau să vă spun și dumneavoastră că nu sunt de acord cu ceea ce se vorbește astăzi despre secularizare și mai ales cum este ea definită. Ca un proces, ca o filozofie, ca un pericol religios, ca un curent religios care vine din afară și dă peste bietul om și dintr-o clipă, iată, omul devine secular, în sensul acesta, sau secularizat. Nu. Iată cum văd eu secularizarea de astăzi. Și aici este pericolul cu care noi ne confruntăm în România, în țara noastră și nu numai, într-un viitor nu foarte îndepărtat. Și anume, noi am permis ca secularizarea să stăpânească societatea noastră, viața noastră, familia noastră și biserica. Noi creștini. Nu a venit nimeni să ne impună, spre exemplu, tradiția necreștină de Halloween. N-a venit nimeni să spună, vă rog să primiți în casele voastre ca simbolul Paștelui iepurașul. Nu, nimeni. Noi ne ducem la piață și cumpărăm de Paște iepurașul, care n-are nicio legătură cu mesajul și cu semnificația Paștelui. Noi ne ducem și cumpărăm pentru copiii noștri măștile cele mai sofisticate, că e Halloween. În loc să spunem, nu, noi suntem creștini și n-avem nimic de-a face cu o societate păgână. N-am mai avut timpul. Mulțumesc. N-am mai avut timpul să vă citesc ceea ce Apostolul Pavel spunea corintenilor. Nu vă amestecați cu păgânii. Și se întreba deloc retoric Apostolul Pavel ce legătură are întunericul cu lumina. Ce legătură are Dumnezeu cu Veliar, adică cu cel rău? Așadar, dragii mei, secularismul nu a venit și nu vine ca un curent filozofic, religios, ci ca o înstrăinare a noastră de propria noastră credință și de propria noastră identitate creștină. Pe de-o parte, iar pe de altă parte, o cochetare nejustificată ca și creștini cu o societate păgână. Și atunci, dacă viitorul în care pășim, începând din clipa aceasta, pentru că clipa următoare aparține viitorului, va fi unul care va caracteriza viața noastră și societatea în care trăim și biserica, cu această expresie de secularism, devine, nu va fi nimeni din afară, nici un ideolog, nici o filozofie, absolut nimeni, ci numai noi înșine. Și atunci, viitorul nostru, în fața acestui pericol, va arăta în funcție de felul în care vom înțelege de unde vine pericolul. Din afară sau din lipsa noastră de reacție și de atitudine față de un pericol care totuși bântuie societatea de astăzi fără Dumnezeu. Vă mulțumesc!